Vinificatorii din sudul țării au început producția de vinuri. Aici funcționează 12 crame care planifică să proceseze în acest sezon aproximativ 40.000 de tone de struguri. Cu toate că procesul este în toi, producătorii susțin că prețurile au crescut considerabil pe partea de logistică din cauza războiului din Ucraina. Unele crame din sudul țării sunt asigurate cu materie primă din propriile podgorii, altele însă planifică să cumpere struguri. Din cauza războiului, vinificatorii întâmpină dificultăți legate de exportul producției. Am început recoltarea în urmă cu o săptămână. Strugurii Chardonnay au fost deja culeși, iar acum recoltăm strugurii Sauvignon. Planificăm să culegem 3.000 de tone de struguri din propria vie. Avem dificultăți în această perioadă, deoarece majoritatea livrărilor le făceam în Rusia. Acum e foarte dificil. Planificăm să începem recoltarea săptămâna viitoare a soiurilor tehnice pentru producția de vin. Nu deținem podgorii, așa că vom cumpăra strugurii, însă nu știm deocamdată la ce preț. În legătură cu evenimentele din țara vecină, totul a fost suspendat, iar acum logistica ne ia cei mai mulți bani. Reprezentanții sectorului agricol din autonomia găgăuză spun că în această perioadă o altă problemă este prețul incert la struguri. Viticultorii sunt îngrijorați de faptul că prețul strugurilor e mic, în timp ce costul de producție în acest an e mai mare. Prețul la combustibil e mai mare, îngrășămintele sunt mai scumpe și munca oamenilor se estimează a fi plătită mai scump. Soiurile de struguri albe costă în medie 4,30-4,50 lei pe kilogram. Anul trecut, primele prețuri au fost de 7 lei kilogramul. În autonomia găgăuză, 5.300 de hectare de teren sunt ocupate de podgorii, dintre care 4.700 sunt roditoare. Restul plantațiilor sunt tinere sădite în ultimii 4 ani.